poliți. Aici este chef, adică legea aia 55 se valabil numai pentru noi. A, domnule, nicio treabă. Fără mască, fără... Bună ziua, bună ziua. Domnule, legea aia 55 nu este valabilă și pentru dumneavoastră aici la secție, la poliție? Adică legea. La ce vreți? Da, acum ne filmați sau îmi se pare mie? Da, vă filmez. De ce? Vă deranjează? Da. Dar nu aveți voie. N-am voie. Nu. Unde n-am voie? Invocați-mă o lege, un articol, ceva, adică vorbiți așa... Dar cine sunteți în primul rând? Da. Cine sunt eu? Da. Nițu Robert Gabriel. Așa, și... Dumneavoastră cine sunteți? Dar nu are importanță, că nu dumneavoastră mă legitimați pe mine. Eu am dreptul să vă legitimez pe dumneavoastră. Doamne, nu știu cum v-au angajat oamenii ăștia în poliție. Dar nu-i treaba dumneavoastră. Nu știu, eu sincer vă spun că nu știu cum v-au angajat, eu nu v-aș da afară, adică nu n-a stat la discuție. Atunci vorbiți cu cine vă vreți să angajați. Sunt doi copii la calea ferată. Doi copii sunt, cerșesc. Dar nu mă filmați pe mine, că n-am... Nu eu vă aduc la cunoștință, domnule. Da. Am dreptul să vă filmez pentru că sunt funcționar public, luați bani de la stat. Instituții. Ba da, în curtea, păi n-am voie în interior. Bine, e 585 este în interior. Domnule, vă aduc la cunoștință o sesizare foarte importantă. Da, ne aduceți, intrați în... Nu, eu nu intru, eu pot să vă aduc și verbal, să știți. O să vă fac o plângere penală dacă nu mă ascultați ceea ce vreau să vă spun. Dar nu pe mine, eu nu sunt de aici. Nu contează, dumneavoastră sunteți polițist. Bun, chemați-mi pe colegul atunci. Păi intrați dumneavoastră. Nu, eu nu intru. Eu nu intru. Eu nu intru. Dumneavoastră intrați aici. Spuneți ce problemă aveți și vă iau... Vă bate joc de mine. Deci vă bate joc de mine ca cetățean care muncește și plătesc taxe și impozite în țara asta. Problema. V-am spus eu să nu intrați? Și nu m-a ajutat să chemați pe colegul cine... Dar nu trebuie să-l chem, uitați colegul, e la geam aici. A, și dumneavoastră de ce umblați așa fără mască, fără într-o instituție publică? Adică n-aveți nicio treabă cu legea, cu... Păi, dar uitați masca aici, acum unde, am fost afară și nu pun masca afară. Păi da, dar erați 7-8 colegi aici. Eram? Da. Și dacă eram... Și trebuie pusă. Da, știți foarte bine. Doamne, nu vă faceți că nu cunoașteți legea. Că refuz să cred că nu o cunoașteți. Eu tind să cred că o cunoașteți, dar faceți mișto de mine. Eu așa zic. Nu înțeleg ce problemă aveți aici. Bună ziua. Eu nu înțeleg, vine și ne filmează aici, nu înțeleg ce problemă are. Stați două secunde, că am o reclamație. Bună ziua, cu cine pot să discut și eu? Am o reclamație de făcut. Cu ofițerul de serviciu, din cadrul... Mi-l chemați și mie, vă rog, din suflet. Da. Nu îl chemăm noi. Nu îl chemați. Nu. Vine dumneata aici, dacă ai o... Vine acolo. Așa suntem tratați ca cetățeni de poliția română. Angajați care sunt plătiți de noi, cetățenii, să ne sfideze. Să ne trateze așa. Ia uite, deci dă și ne filmează, vedeți? Au voie să ne filmeze. Numai că noi nu avem voie. Da. V-am prezentat pe domnii polițiști de la Poliția orașului Făurei, care i-ați văzut cum, adică eu vin să fac o reclamație. Sunt doi copii care cerșesc, sunt forțați să cerșească, ați văzut ce au declarat? Și mi se tântește ușa, i-am prins în offside, iarăși ați văzut cum mi-au răspuns. Da, nu știu, eu se zilea pot să fac și verbal, și telefonic, și scris, nu-i musai să stai eu să mă milogesc de cineva, să-i fac o sesizare. O sesizare pe care dânsii trebuiau să știe, să aibă habar, să ia măsuri până acum. Că-s copiii acolo de multă vreme, nu sunt de ieri de azi. Nu o să le stau să intru să... O să le trimit prin e-mail. Deși dânsii trebuiau să se sesizeze. Adică există și mecanismul de autosesizare. Fără să le trimit. Le pun la dispoziție imagine și... Da, m-am lămurit și aici, bani pierduți. La judecătorie, un drapel zdrențuit, deși legea spune clar că așa ceva nu este admis, sub nicio formă. Da, deci legea spune clar, legea 75, nu are voie drapelul să arate așa, zdrențuit, la judecătorie. Ia să vedem. Poate găsim pe cineva. Bună ziua. Să trăiți.
Am o rugăminte, cum pot să vorbesc cu administratorul clădirii? Păi, vedeți, două secunde. Ia uitați, drapelul este zdrențuit, adică legea spune clar. Uitați-l cum arată. A, știți? Știți cum este. Păi nu le-ați adus dumneavoastră la cunoștință că sunteți aici în fiecare zi? Sau îi aduceți, faceți un raport, cum? Cum rezolvăm? Să rezolvăm problema, adică cu drapelul, să nu mai vă zdrențuit așa. Pentru că legea spune clar că nu are voie o instituție a statului să aibă un drapel zdrențuit. Legea aia 75, da? O să aduc la cunoștință. Vă mulțumesc, o zi bună, sănătate. Cine a ieșit primar? Tot ăla care a fost. Tot ăla care a fost? Da, am auzit că nu știu, că l-a prins ăștia, că ducea votanți acolo sau... Nu știu, că s-au certat, sau de mai de nu s-au bătut. S-au bătut? Pe acolo. Așa. S-au și bătut? Așa am auzit. A. Da. Că zice l-a fi prins cu... că ducea votanți să-l voteze acolo sau cam așa ceva, așa da, umblă. Da, a dat mită? Așa ce. Așa zice. Da. A mai fost unul, da. Mhm. N-a ieșit ăla, n-a ieșit. Da, da, da. Da, sănătate, numai bine, la vedere. Mergem la primărie. Vedem ce profesioniști găsim. Da. Orașul Făurei. Orașul Făurei. Vrei să te zon primar? Da. Mi-a dat cu dezinfectant. Domnul primar, nu știu, nu să avem așa un dialog dacă sunteți amabil. Dialog avem din moment ce vorbim, da, înseamnă că avem un dialog. Vreau să vă întreb așa anumite lucruri, că sunt un activist, nu sunt o vegadel. Nu sunt de la niciun partid, de nu, dar vă citem. Nu știu, au fost vehiculate unele lucruri, cum că... ați fi adus votanți, adică știți că gura lumii vorbește fel și fel de lucruri ciudate. Că ați fi prins cum aduceați votanți. Adică eu așa am... Deci eu n-am o certitudine, n-am o probă să vă... Ce vorbește lumea? Adică ce a ajuns pe la urechile mele? Ce a vorbit? Am fost într-altă parte și că s-ar fi dat un lei, adică într-altă comună, înțelegeți? Și tot așa... Și vin ce mai bine de la sursă, să vin să spun exact. Deci de la sursă au fost reclamații, că dosarul este în curs. Casat. A, s-a clasat. Deci n-a fost nicio... asta a fost... Pentru dumneata, da. Am fost cu mașina în vârful lumii, să vorbesc cu cineva. Da. Persoanele, într-adevăr, le-am luat. Da. Sunt rudele mele de sânge. A, și s-a invocat că... Rudele mele de sânge și vecinii mei de bloc, ușă în ușă. Da, n-aveam cum să iau de la Surdila, deci am, am oprit foarte frumos la locul de parcare, oamenii au coborât și au văzut de lucru, dar cineva a interpretat altfel și... Domnul primar, ce faceți pe fondurile europene? Adică ați fost și... sunteți la treilea sau la câtelea? Al treilea mandat. Pe fondurile europene, ce aveți ceva de pus sau... Am supravegherea video, care nu mi-o semnează ăștia, le-a semnat la toți mai puțin mie, că am altă culoare. A, sunteți la partid. Nu cu ăia de acolo. A, e contrar. Nu-s PNL, ce să mai văd. A, sunteți la partid. Bun, domnul primar, dar ce se întâmplă? Că nu prea am văzut asfalt, adică m-am uitat pe asfalt. Unde e asfalt? Nu prea am văzut pe toate străzi, am văzut întrebă. E de tu-mi place, domnule. Nu, centru, da, e frumos. Am văzut cu mine, dacă tot ești activist, îmi arată asfalt. Domnul primar, v-am spus, în centru am văzut. Te urs cu mine, zi, dacă tot e... Unde? În mașina ta, eu după asta. Ia. Ia să merg cu mine. A, merg cu mașina, haideți, domnul primar. Haideți. Da, asta e mașina dumneavoastră? Da. Cum, așa mașina aveți ca primar? Ca primar așa mașina. Ia să văd și filmez, domnul primar, toate străzile, să vedem. Opa asta. Da, păcat. Aici astea sunt făcute în primul mandat. A, astea sunt făcute în primul mandat. Dar pe ce fonduri ați făcut, domnul primar? Pe PNDL sunt făcute astea. Și acum unde mă duce? La care?
te duc să vezi cât n-ai văzut asfaltul ăsta. Ia, haide să vedem. Zi! Ce anume? Garda de mediu. Mă întorc imediat, nu stau mult. Zile să mai stea nițel, așa că am un om care auziți, n-a văzut. Dar am mai văzut și niște gunoi pe aici, pe la care a ferată pe acolo. Și eu ce să le fac, măi, frate, că n-am jandarmi. Adică, știi ceva? Nu mă pun să vă reclam. Că aș putea. Știi ce? Ce să mă reclam? Dar și nu m-a reclamat la câte reclamații am. Nu m-a uite asfalt nou, turnat. Aha, aici. Sistematizare chiar. Ce mă tot... O stradă asta asfaltat până aici. Care? Păi aceea, nu? N-a spus? Lasă că nu-i strada aia acolo. Aia s-a asfaltat toate străzile. Eu nu știu cine te-a informat sau... Nu, știi ce se întâmplă? Eu am circulat pe aici prin localitate la dumneavoastră. Când, mă, frate? Astăzi. Astăzi. Da. Și nu prea am văzut așa, adică am venit din partea aceea. Ce să vezi? Uite-le asfaltul, uite piața nouă. A venit din partea aceea de străzi. Asta e nouă. Bun, domnul primar. Hai să te duc, ridică geam. Merge parcă am fi la Formula 1. Dar dacă mă așteaptă ei la timpul. Da, cu gunoiul ce facem, domnul primar? Care gunoi? Îmi place că sunteți cooperant. Am găsit primar care mi-a dat și bătaie, să știți. Gunoiul ce să-i fac? Deci avem anunțuri, tot ce înseamnă resturi vegetale, am acțiunea de toamnă și le încarc. Oamenii și le fac. Aici mai avem nevoie de trotuare. Nu mai fac pe partea asta, pentru că nu sunt, e basculată strada pe partea asta în canalul mare colector. Dar de ce ați făcut atât de mare canalul, domnul primar? Pentru că atunci când... Ce apă? Să strânge atât apă aici? Le intră în curți. Aha. Acum nu le mai intră în curți. Da, uitați, vă sună de la... Da. Gata? Nu. Și pe aici tot iarba, adică nu de trotuare, da? E bine că e asfaltat, îmi place că este asfaltat pe aici. Ce trotuare să fac aici, bă, frate? Cui să-i fac trotuare? La faci? N-aveți, nu? Deci am făcut centură. Aha. Și am deblocat pentru fermele de pui care le vedeți în fața acolo. Aha. Da? Pe aici este traseu. Și noi mai bag în... Aveți investitori aici în sat? Uite-i acolo, în oraș. În oraș? Uite-i acolo, fermele. Fermele de pui. Și altceva ce mai aveți? FNC-ul. Da? Și din astea mai mici. Rata șomajului la cât este? Nu e așa de mult. Nu e mai. Deci lumea nu se plânge de muncă sau asta? Nu. Să plângă ea care stau, acasă. Am înțeles. Câți asistați sociale aveți? În plată? Da. Acum am 30 de dosari. 30 de dosari. Deci în tot orașul sunt 30 de asistați sociali. Nu, sunt familie. Dosarul conține familie. Am înțeles, dar cât sunt ei? Dar trebuie să vă spun din... Nu știți, am înțeles. Sunt mai mulți de 100? Nu. Deci, de 50. M-ați lămurit, deci nu aveți un șomaj. Avem impresia că aveți un șomaj accentuat aici. Nu știu de ce, așa avem impresia. Iar asta la alta am construit-o pentru asta la alta de la Buterii, a lui Costă Borcea. Aha, cine? Așa-ți, am înțeles. Vede că și avem și asfalt pe toate străzi. Adică ăsta l-ați asfaltat dumneavoastră, da. În 3 mandate. Am înțeles. Canalizare, apă, am văzut canalizare, asfalt, am văzut-o, am văzut. Iluminat. Am văzut, astea le-am văzut. Ceea ce n-am văzut eu, n-am văzut așa peste tot, așa... Asfalt, dar într-adevăr, în oraș, în oraș, aici, pe lângă primărie, în zona asta, în partea asta, le-am văzut. În partea cealaltă, spre calea ferată, încolo. Unde? Ce vrei să vezi? Adică eu de acolo vin. Ce vrei să vezi pe calea ferată? Ce să-i fac la calea ferată? Din zona de protecție a lor, n-am cum să mă bag peste ei. Ce salariu aveți, domnul primar? Scrie în lege. Lege. În care lege? În legea de salarizare, 153, nu? E 153, da. Iohannis are salariul cel mai mare și după aia parlamentari, miniștri, președinții de consilii județene, primari și domnul primar, știți că legea spune că trebuie ca salariul să fie afișat la avizier aici? Adică să-l vadă... Nu, legea zice că trebuie să-l aveți aici la avizier. Legea zice că...
să-l vadă, să-l vadă neaiunt, tante. La revedere, ți-am spus ce era de spus, ți-am arătat ce era de spus, a arătat. Păi și ce salariu aveți, că nu m-ați lămurit? Dar ce vrei să lămurit? Ia după site-ul primării. Răspunze prima, să rămână. Deci, da, nu, gata, n-am treabă, mă duc la asistența socială, nu mai am treabă. Dar de ce vă duceți? Vă duceți la asistența socială? Domnul primar, de ce încercați acum să... adică... Să rămână. La asistența socială, da? Deci dacă doriți să formulați în scris, nu, nu, vreau să discut un minut, am dreptul ca cetățean să discut un minut cu doamna de la asistența socială, de aia este plătită. Sunt doi copii la halta, la halta asta aici. Cine sunteți dumneavoastră? Da, Găiseancă. Am înțeles. Da. Deci nu stai dumneavoastră. Dar sunt la Găiseancă, da, la ok. Găiseancă sunt pe teritoriul comunei. Da, da, deci nu aparține de dumneavoastră. Dar dumneavoastră cine sunteți? Cine sunt eu? Da, dumneavoastră cine sunteți, de exemplu? Mediator sanitar Ian Pana Maria, dumneavoastră cine ești? Ai intrat și nu te-ai prezentat. Stați că vorbiți prea bine și v-am zis. Cum a spus că vă numiți? Ian Pana Maria, mediator sanitar. Da, îmi pare bine. Nițu Robert Gabriel. Dar trebuia să aveți un ecuson. Adică ca și funcționar public, da? Că sunteți plătiți de stat, de primărie. Cine ți-a dat voie să mă filmez? Da. Tu nu ai voie să filmezi dacă eu nu-ți dau acceptul, știi asta? Da, suntem în casa dumitare aici? Nu, dar nu ai voie că... Păi vezi, ți-ai dat singur răspunsul. Nu sunt în casa mea, dar cu ce drept mă filmezi? Păi ți-ai dat singur răspunsul. Ai voie să mă filmezi? Păi ți-ai dat singur răspunsul. Dacă sun eu acum la un avocat și întreb da. Ăsta, ai voie să mă filmezi? Da, poți să sun și la poliție. Da, că e mai aproape. Sună la 112, să vină mai repede. Nu în poliție la 112, sună noștri. Sună. La care? La ce? A, în locală. Abia aștept. Sună la poliția locală. Aveți poliție locală aici, în primărie, nu? Ia. Sunt la poliția locală, doamnă. Că filmez în primărie. Nu filmați în primărie, mă filmați pe mine. Da, cu dumneavoastră. Și ia. Nu v-am dat acord. Da, și nu ați dat acord, vezi. Bun, o întrebare. Dacă sunt într-o instituție și sunt filmată fără a mi se cere acordul, e corect? Nu e corect? Și atunci ce pot face în cazul ăsta? Cu telefon, în momentul ăsta. Deci eu sunt la... Bun, eu sunt la servici, da? Vine o persoană care nu se prezintă și filmează pe mine. Pe mine mă interesează ce filmează în primărie. Eu vorbesc de mine, persoana mea. E corect? Și? Ce este, avocat sau poliție local? Că nu știu ce, nu înțeleg. Adică dacă e avocat, să-mi spune și cum se numește, că nu mai ai nici dracu, nu mai leagă avocat. Dacă e polițist local, nu-i problemă. Aha, okay. Sunt obișnuit. Ok, mersi. Ok. Da, 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 da. Aha. Bun, mersi mult. Mersi. Ok. O să-ți comunic cu date, cu tot, și nume și tot, da? Nițu Robert Gabriel, spuneți că mă numesc. Mersi mult. Ok, ok. Da. Hai că vorbim. Da, da, da. Bine. Pa, pa, pa. Gata, mă dă în judecată, domnul avocat. Te dau în judecată și zic. Păi deci, cu cine ați vorbit? Cu domnul avocat sau cu domnul poliție local? Nu contează cine. Nu, eu nu. Păi să știu cine s-a făcut de râs, că spuneați că n-am voie. Așa a spus că n-am voie. Făceați așa din cap, că nu n-am voie. Deci până la urmă am sau n-am voie? Pe mine? Da. Scrie undeva că ai voie să mă filmezi pe mine? Doamnă, eu cred că luați bani de la stat și luați degeaba. N-ai asta e părerea mea. Păi înțelegeți? Ai venit să reclam povestea copiilor de la Găiseanca. Da, 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 da. Copiii de la Găiseanca. Dar dumneavoastră v-ați băgat în seamă, eu nu vreau să discut dumneavoastră. Hai nu... să spun. Eu am altă problemă aici, n-am stau să pierd timpul. Da, dacă tot am... Copiii de la Găiseanca aparțin de primăria de acolo. Și ai văzut cât
cei de la primărie de acolo, nu știu că se au pus afișul ăla mare, că nu încurajează. Păi nu, că mie mi-au recunoscut copiii că sunt forțați, deci eu am fost, i-am filmat, forțați de bunica. Și ține acolo dimineața și să vină seara acasă. Păi de bunica, dar eu nu pot să mă duc nici peste bunica, nici peste, eu trebuie să mă duc la poliție și la asistența socială. Deci, te duci la primăria de Iseaca, la asistența socială, că sunt ai lor acolo locuiesc, în sacul ăla. Doamnă, dar și dumneavoastră lucrați în primărie ca ce? Adică ce lucrați? Mediator sanitar. Ce salarii aveți? Eu? Da. Mii pe economie. Cât? Cât este? 1300. Ah, puțin. Dar, nu știu, normal legea zice că trebuie să le avem afișate aici, știți dumneavoastră, legea 153. Domnul primar mi-a spus că nu, că-i păsai, că nu știu ce. Deși legea spune clar că trebuie să fie afișată. M-am uitat, n-am găsit niciun salariu. Da. Alea cu salariile? Le da. Găsești pe site? Nu, nu, legea spune că trebuie afișate aici, la vizier. Și pe site, legea 153 și la vizier. Dar pentru că sunt cetățeni care n-au internet, ei trebuie să vină să vadă cât ia domnul primar, cât luați dumneavoastră. Pentru că așa spune legea că avem dreptul transparență totală, adică nu. Să rămân. Vă zic bun. Da. Cam ăștia sunt și aici, la primărie. O primărie frumoasă, aranjată, cu rampe pentru prin persoane cu handicap. N-am ce să zic. Cât de cât a asfaltat omul ăsta, dar ar mai fi câte ceva, ar mai fi, să mai găsește. Cerșetoria la calea ferată cu copii. Își pun copiii la cerșit. Își pun copiii la cerșit. Nu știu, poliția cred că nici... Nu știe poliția nici aici. Nu are cum să știe poliția. De unde să știe poliția? De buldoescavatoare nu se știe, de tractoare nici atât. Ia, ia, haide să vedem. Ce faci, măi tinere? Ce faci aici? Dar ce faci aici? Ce faci între mașini la semafor aici, la... Ce faci pe aici? Nu. Bine, bine, dar ce faci? Cerșet sau ce? Cine te-a trimis? Mamaia. Mamaia te-a trimis la cerșet? Și stai aici în sat? Cum te cheamă? Cosmin. Cosmin? Și te-a trimis mamaia la cerșet. Ce ți-a zis? Du-te, Cosmin, la cerșet să mai faci și tu un ban. Și ai făcut ceva bani? Nimic. Dar poliția nu te vede, poliția, nu ți-e frică să stai printre mașini pe aici, să nu dea vreo mașină peste tine? Ți-e frică? Păi și de ce nu te duci acasă? Du-te acasă, nu mai sta pe aici. De ce nu te duci acasă? Te obligă să stai la cerșit sau ce? Da. Te obligă, nu? Cine te obligă? Mamaia. Te obligă mamaia să stai la cerșit? Da. Păi de ce nu ceri și tu ajutorul cuiva? Nu mai ai pe nimeni, pe mama, pe tata, pe... Nu ai mamă, nu ai tată. Deci te obligă mamaia să stai la cerșit. Și ce, și copilul celălalt cine este care e acolo? Cine este? Al Sorin. Cine? Al Sorin. Al Sorin? Cum ai spus? Al Sorin. Al Sorin. Și pe el îl obligă sau cum? Nu. Nu-l obligă pe el. Păi și el de ce stă acolo dacă nu-l obligă? Post. Vrei să chem poliția? Să vorbești cu poliția să nu te mai oblige mamaia să cerșești? Nu vrei. Dar te-a văzut poliția pe aici vreodată? Nu te-a văzut niciodată. Nu ți-e frică că dă trenul peste tine? Sau dă vreo mașină peste tine? Ți-e frică? Păi și de ce nu stai mai acasă? Ce îți face? Mă bați. Te bate mamaia să te duci la cerșit? Da. Și cât trebuie să stai aici? Câte ore? Până de seară. Dimineața și până seara? Da. Și mâncare îți dă cineva? Nu îți dă nimeni. Nici mâncare, nici apă, nici nimic. Și nu fata asta? Și fata asta cine este? Al Sorin. Tot așa. O obligă și pe aia? Tot așa. Tot așa obligă. Dar poliția nu v-a văzut niciodată, n-ați discutat cu poliția, nu. Salut, ce faci, mă? Bine. Cerșiți aici. Păi zice că îl obligă mamaia să cerșească. Te obligă și pe tine? Da. Vă obligă să cerșiți? Îi obligă să cerșească. Nu să cer.
În permanență aici sunt oameni buni, la această barieră, poate să dea o mașină, poate să dea un tren peste ei, n-am nicio treabă. Găsesc o primărie cu drapelul deteriorat, zdrențuit, l-au mâncat ciorile, l-au mâncat... Ia uitați-mă, fraților. N-au avut bani să cumpere un drapel sau să confecționeze. Dar salarii și restul cred că nu se pune problema. Și ia uita, și partea asta întâi la fel. Tot cam în stilul ăsta. Nu știu, dar nici rușine nu mai au oamenii ăștia. Nu zic de lege sau de altceva. Cum să ai un asemenea drapel zdrențuit în acest fel? Ia să vedem la vizier. Găsim salarii, găsim tot ce trebuie aici. Întărirea. A, candidații. Candidații, asta e important. Cine candidează, cine câștigă, cine rămâne, cine pleacă. Da, nu, salarii nu găsim. N-au nicio treabă cu salarii. Nicio treabă. Nicio treabă. O rampă privind persoanele cu handicap. Niște borduri și aici alte borduri. Dar este închis aici. Este închis. Este închis. Cu cine să vorbesc? Că au închis primăria. Cu cine să vorbesc eu? Că au închis primăria. Rămâna. Vreau să vorbesc eu cu ceva de la asistența socială. Urcați în sus și la etaj, urcați da? Imediat pe ușă și știu da. Ce da. A, poți să urc pe aici, pe unde da. E acces fiindcă... Da. Da? Da, am înțeles. Deci, este, dar nu este. Sunteți de la asistenta socială, nu? Da. Referitor la cei doi copii. Care doi copii? Care sunt la haltă acolo. Așa. Ce se întâmplă? Adică, haideți să vă spun ceva. Mie mi-au spus că sunt forțați de bunica. Unul nu este acum aici, plecat de bunica. Unul din ei, băiețelul, mi-a spus că este pus de mamaia să ceșească. Și dacă s-o ce acasă, îi dă bătaie. Nu este așa, vă spunem noi. Ei s-au învățat că șoferile dau și încurajează. Și vă dați seama, dacă a văzut că primește azi, primește mâine, primește, ei se duc singuri. Se duc deci singuri. Nici nu știu când pleacă, părinții nici nu știu când pleacă, că au venit în nenumărate rânduri, ne-am dus și cu poliția și cu... Și de la DGASPC am fost întotdeauna, au venit, sunt monitorizați nu numai de noi, și de DGASPC-ul vine periodic și mergem acasă și de fiecare dată părinții spun aceeași treabă. Dar cum să facem că eu de câte ori trec, îi văd acolo. Să facem ceva și cu șoferii. Când vedeți că oprești, rămâneți un pic acolo și să vedeți. Și șoferii ăia care dau, mai spuneți-le și noastră ceva. Dacă... Poate să dea trenul peste ei, poate să dea o mașină, știm, poate să dea... Știm, dar suntem conștienți și ei sunt conștienți și părinții și să duc după
după ei, deci când se duc după ei sau când văd, deci ei s-au învățat, acum vede mașina mea personală, pleacă de acolo, vede poliția, vede mașina primăriei, a domnului primar, a colegilor, deci imediat s-ascund, fug, ca să cobori, să, ce să le mai zici. Ai strigăm după ei, mai, când ne întoarcem, ne mai găsim acolo, sunt conștienți că noi ne întoarcem de undeva, adică trebuie să vină înapoi acasă. Dar vedeți, mie mi-a spus cu totul altceva. Da, păi, dar ei spun cu totul altceva. Pă, și când mă opresc câteodată și iau, i-am mai luat și cu... Am mai ridicat un pic tonul și le-am zis, v-am zis, ați promis că nu mai veniți aici. Ce căutați iar aici? Păi a zis tata să vin aici. Când mă duc acasă la ei și spun tatălui, după ce îmi spune el versiunea lui, îi iau mașină, îl duc acasă, când întreb tată, cum să-i trimit eu? Dar eu sunt nebun, nu știu că acolo poate să... Poate să dea o mașină peste ei, poate să dea trenul, poate să dea oricine peste ei. Păi da. S-a vrut fără permis. Păi a trecut unul prin acea intersecție, să știți că a trecut un tractor cu o balotieră fără permis, doamnă. Deci l-am dat pe una poliției acum. Pe drumul public, poate ați dea peste copiii ăia sau știu eu. Acel domn n-avea de semn de circulație, de prioritate și așa mai departe. De la toate instituțiile, le-am adunat toți aici. Păi și continuăm aceeași chestie? Păi continuăm, dar v-am zis care e problema. Și șoferii sunt vinovați. Dacă nu le-ar mai da azi, nu le-ar mai da mâine, nu le-ar mai da păi mâine, ei nu s-ar mai duce acolo. Deci, sincer vă spun, nu s-ar mai duce pentru că nu ar avea de ce să mai ducă. Dar ei acum se duc, le dă, nu numai bani, și ce au prin mașină, un suc, o ciocolată, o... Da, da. Sunt copii, îi încântă. Deci și-au luat și bănuși. Dar din punct de vedere legal, nu puteți să acționați sub altă formă? Păi da, părinții au dosare penale la... Pentru chestia asta. Pentru chestia asta. Deci s-a făcut dosare penale. Da, deci poliția chiar acum urmează să avem o... Adică știți, vă spun sincer, știți ce mă gândesc? Dacă nu sunt capabili să țină copilul în casă, să le ia statul. Adică legea parcă cam așa ar fi. Așa ar fi, dar... Din ceea ce știu eu. Să știți că nu îl ia statul repede așa. Că statul nu îl ia ca să țină pe banul ăsta. Bine, ideea e să țină, să țină familia, să-i ajutați, să sunt asistați sociali, au servicii. Sunt, nu, domni, părinții, sunt asistați sociali, au servicii sau... Da, nu au servicii, nu. Deci sunt asistați sociali. Sigur că da. Și de ce nu se duc doamna la muncă? Am vorbit cu primarul, mi-a spus că are de muncă, că... Părinții unora dintre ei, sunt două familii acolo, da. Așa, un... De fapt au muncit toată vara, s-au dus la grădină, aici la Jirlău, când e aproape și venea, îi lua, erau plătiți bine, au muncit toată vara. Au mai fost plecați și pe afară. Da, au venit cu bănuțul pe acolo. Eu tind să cred, totuși, că, nu știu, adevărul undeva pe la mijloc, știți dumneavoastră, adică cred că și părinții îi cam trimit pe acolo. Asta e părerea mea. Nu-i trimit, nu. Vă spun pentru noi. Sunt asistat social, la muncă nu se duc, probabil n-au tot ce le trebuie și nu, recur la chestia asta. Deci dacă au fost și au câștigat un bănuț, stau toți la colț, grămadă acolo și până nu termină banul ăla la magazin cu toții să duc și așa, ei sunt copii, nu știu dacă erau forțați sau exploatați așa, nu s-ar fi comportat, ei sunt veseli, sunt... Te-am văzut, da. Tot timpul când trebuie aici, strigă la mine, da. Ne saltăm, nu, și cum mă văd asta, zic, Rodica, nu ne mai ducem la haltă, nu, ia să vezi tu dacă ne mai duce. Deci când mă văd pe mine, așa îmi spun. Da, da, da. Sunt copii, nu avem ce să le fac, deci pur și simplu nu avem ce să le fac. Noi am sesizat și protecția copiilor. Da. Dar dacă nu... O să mă duc și la poliție să văd ce... Da, la poliție, deci au ambele familii. Au dosare penale. Au dosare penale, da. Da. Înaintate, deci nu, este totul, tot pentru cerșetorie. Tot pentru la haltă aici, exact, da? Exact, pentru asta, da. Știți ce să nu, dacă era major sau dacă era probabil, vedeți dumneavoastră... Dar sunteți din zonă? Nu sunt, dar eu am trecut de zeci și zeci de ori, eu sunt activist civic. Și am văzut mereu copiii ăștia acolo, zic, parcă acum, parcă, nu știu, zici că dă trenul peste ei, stătea unul exact în fața... trenului, adică chiar la linie acolo, chiar la... Da. Și poate să dea o mașină, poate să dea... I-a chemat și domnul primar, a chemat părinții,
au... Adică să ajutați cumva și familia în sensul ăsta, probabil, poate chiar au nevoie să-i ajută. Dar vă dați seama, noi în afară de banii care îi dau statul, noi nu avem ce să le dăm mai mult, pentru că situații, familii fără venituri, sunt el în satul ăsta, deci nu sunt numai ei. Noi le-am spus, copiii dacă s-ar duce la școală, ar mai avea și alte... Da, deci nici la școală nu se duc. Ei, să mai duc așa, mai rar. Păi din cauza asta le-am mai încetat și alocația de susținere, pentru că acolo erau condiționați de fermentarea cursului, lor antrenant, deci nu așa cum... Da, am înțeles. Bine că știți despre ce este vorba, să înțeleg că practic nu stați nici dumneavoastră degeaba în sensul ăsta, adică ați luat măsuri. Da. O să mă duc și la poliție să văd ce... Da? Da, puteți să mergeți, da. Deci ambele familii au fost audiați, a venit și cineva de la protecția copilului pe partea de, nu știu, penal, nu știu cum. Da, am înțeles. S-a făcut dosare, da. Da, au venit și toată lumea. Ea să rămână. Au văzut despre ce este vorba, dar mai mult de atât. Da, să rămână. Vă mulțumesc mult, vă zi bună sănătate. Da, deci, într-adevăr, doamnă, am greșit ieșire. Nici pe aici, nici pe aici. Da. Vă deranjează sau nu? Nu mă deranjează, dar... Aveți, zice că nu aveți nimic de ascuns, adică sunteți funcționarul public, nu ai nicio... înțelegeți? Da, dar trebuie totuși să-mi spuneți. Adică nu se face așa, nu se procedează sunteți așa. Sunteți într-o instituție publică, da. Nu a venit la dumneavoastră acasă, nici, adică înțelegeți? Da, am înțeles, dar nu puteam să-mi spuneți că nu avem nimic. Da, nu, tu, pentru că... Și tocmai aia, n-aveam nici de ce să... N-aveam nimic de ascuns niciunul dintre noi doi. Da, să rămână. Ce frumos, secretariat, comportamentul. Domnul primar, nu știți unde îl găsesc? Nu este. Domnul vice? Nici domnul vice. Da, bine, să rămână. Nu sunt noi fraților la muncă, oamenii ăștia. Nu sunt la muncă. Oamenii ăștia nu sunt. Au treburi, sunt plecați cu... Treburi. Toți sunt cu treburi. Ce să vin să-și ia salariul la primărie. Adică nu găsesc nici primarul, nici viceprimarul. Cu cine să vorbesc? Ia să vedem. Bună ziua, sunteți domnul primar? Nu, lucrez la primărie, da. Sau domnul vice, cine sunteți? Nu. Domnul secretar? Domnul secretar e momentan... Vrei să vorbesc cu dânsul? Da, păi nu, vreau să vorbesc cu domnul primar. Nu, cu domnul secretar lăsați-l dacă nu. Cu domnul primar dacă... Imediat, o secundă. Adică nu am găsit pe nimeni aici, nu știu ce se întâmplă. Nu... Vin la muncă, oamenii ăștia. Da, domnul, cum se așa, cum îi spune secretar, este în concediu. Concediu? De a... Mă! Uite, domnul, cineva vrea să vorbească cu tine. Alo? Dați-i pe difuzor, că nu... Dați-i pe difuzor să aud. Ca să nu... Alo? Bună ziua, domnul primar! Ce faceți? Veniți pe la primărie să discutăm puțin? Da, cu cine vorbesc? Nițu Robert Gabriel mă numesc. Activist civic. Referitor la, da, la anumite aspecte de aici, la dumneavoastră. Dar eu nu sunt în zonă, nu vă ajung la primărie. Nu ajungeți asta la primărie, nu? Nu. Și nici domnul vice, nici dumneavoastră, nu? Domnul vice la medicală. Am înțeles. Deci domnul vice în concediu... Domnul secretar în concediu, domnul vice în concediu, dumneavoastră sunteți plecat. Da. Păi aveam de discutat, adică, de exemplu, copiii aceia care sunt la linia ferată acolo, aveam mai multe aspecte.
fel încât să merge pe urgență, dacă n-am știut. Adică sunteți în orele de program, totuși. Poate? Zic, sunteți în orele de program acum. Ar fi trebuit să fiți pe aici. Da, stați un pic, așa, să zic, ce mă trebuie să vă vin la răspuns. Adică vă supărați acum că v-ați spus că ați plecat de la program sau cum? Păi, dar care e problema de la asta? Eu sunt 24 în 10 tătia, de unde știți de la asta? Da, păi așa fac toți primarii, asta cunosc, transparența asta. O cunosc, să știți. Înțelegeți? Nu știu cum, în țara asta parcă suntem blestemați, adică avem parte numai de ce-i rău. De ce anume? Zic, în țara asta parcă suntem blestemați, să fim subjugați așa noi ca cetățeni. Păi de ce suntem subjugați? Păi... multe lucruri. Sunt multe lucruri de spus. Deci nu veni, deci ca să închem, domn primar, că nu vă mai rețin. Nu veniți să discutăm. Am ce, sunteți plecat. Da. Bine, domn primar, o dignă plăcută. Mulțumesc. Sănătate. Uitați aici ce prefun. Mulțumesc, o zi bună. Da. Deci primăria este o instituție a primarului. Asta este primăria. O instituție a primarului. Adică afacerea lui. Luăm bani, venim, ne luăm salariu, ne mai luăm ceva dacă mai avem de luat și cam atât. Restul, venim numai când vrem la servicii. Mergem și la poliție fără un număr de dispecerat, fără nimic, fără geam, totul ruginit. Aici ar trebui să fie un număr de dispecerat. Deci n-au niciun număr. Unde să sunăm noi ca și cetățeni? Unde să sunăm? Unde să sunăm? La 112? Să ne luăm sancțiune? Pentru că dacă nu este pusă viața în pericol, ne trimit domnul sancțiune acasă. Deci n-am nicio treabă. Nicio treabă. Ia să vedem ce condiții are polițistul. Ce condiții are bietul polițist? Domnul Velea, să-ți fie rușine, domnul Velea. Condiții, grup sanitar, își taie lemne. Stai lemne omul ăsta. Și aici? Pe aici ține ceapa omul. Îi se încalcă toate drepturile polițiștilor. Toate drepturile. Rușine. Rușine. Aici un magazin nu are nicio treabă. Bun, vor să se autosesizeze din plus, pentru că o să dau și nimeni dacă, da, deci n-am găsit pe nimeni, poliția are treabă, sunt pe teren, dar nu unde trebuie, ați văzut copiii cum sunt la cerșit.